Cum să te oprești să te gândești obsesiv la un bărbat? Bună, sunt Andrada, autoarea programelor Fine Love, iar tu urmărești acum Fine Love, locul ideal unde poți afla sfaturi și soluții despre cum să ai dragoste și fericire. Iată ce mesaj am primit. Draga Andrada, îți scriu că am văzut că dai niște sfaturi bune și soluții în dragoste. Mă aflu într-o situație pe care nu o mai suport. Mă gândesc obsesiv la un bărbat care mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult de un tip. Am ieșit o perioadă ca apoi lucrurile să nu mai înainteze, ca apoi să dispară. Mă uit să văd dacă este online, mă uit după el în oraș, în locurile în care știu că iese. Îmi este și rușine că am ajuns așa, dar îmi place foarte mult și mă gândesc mereu la el. Gândul la el nu îmi dă pace. Ce să fac? Te rog, ajută-mă să întreacă, să nu mă mai gândesc la el. Iată și răspunsul meu. În primul și în primul rând, tocmai că te lupți cu gândul la el, obsesia se adâncește. Important e să nu uiți de el. Chiar că sună foarte contraintuitiv să-ți spun asta, pentru că în momentul în care un bărbat se distanțează, apare și orgolul acela. Băi, dar nu vreau să mă gândesc la el. Dar mie nu-mi trebuie. De ce mă gândesc la el? Și cu toate astea, ce să vezi, gândul nu te ascultă, în mod obsesiv te gândești la el. Ideea e că nu trebuie să-l uiți. Oricât de contraintuitiv îți sună să spun acest lucru. Altceva contează aici. Dacă un bărbat nu este în viața ta și te face să te gândești la el într-o manieră agitată, tensionată, neliniștită, atunci el nu este potrivit pentru tine. Dacă un bărbat și-a demonstrat inutilitatea lui în viața ta și îți declanșează aceste stări neplăcute care te fac să te simți rău, să te gândești la el obsesiv, așa cum mi-ai scris, atunci nu îl vrei în viața ta. El este trecut, este istorie. Dar asta nu înseamnă că a părăsit planeta sau că nu este în sufletul tău. El încă trăiește și este prezent în gândurile tale și în simțirea ta, pentru că tu ai avut cu el o experiență. Te-ai înfășurat emoțional, energetic în jurul lui. El face parte încă din energia ta și din gândurile tale, dar asta nu înseamnă că și are să-ți ofere ceva, chiar dacă tu te gândești la el și te copleșesc aceste emoții. Dar doar pentru că ai aceste emoții, nu înseamnă că îl și mai vrei. Când îl vezi, poate te întâlnești cu el în oraș sau simți în continuare ceea ce simți pentru el, înseamnă că el trăiește, că e prezent pe fața planetei, respiră, dar atât, este trecut și istorie, nimic altceva. Tu, în schimb, ai ieșit din zona de neutralitate, centrare, și acest bărbat are mânere la tine, te agață. Dar asta nu înseamnă că vei face și ceva în direcția acestui bărbat, pentru că el nu are ce să-ți ofere, nu-ți mai trebuie, nu te merită. Pe lângă ce simți pentru acest bărbat, însă viața ta merge mai departe. Tu nu trebuie să aștepți să nu te mai gândești la el, pentru că nu o să-ți vină așa din cer, hocus pocus, din senin, negândirea la el. Tu te vei mai gândi la el pentru că este omenește, este firesc și este normal. Însă tu, pe lângă gândurile la acest bărbat, ai și o viață a ta. Viața ta merge mai departe, nu spui viața pe hold pentru acest bărbat, pentru faptul că tu ai gânduri către acest bărbat. Cum ar fi să începi să-ți vezi de viața ta, chiar dacă acum simți că te gândești la el. În paralel, deci în paralel ai gândurile la el și în paralel ai viața ta pentru tine. Așa că uită să rezolvi, să simți, să nu te mai gândești la el, așa cum ai scris, în speranța că îți voi da un sfat care să te ajute să nu te mai gândești la el. În schimb, ceea ce trebuie să faci este să îți concentrezi atenția și către alte gânduri, să nu mai stai în această extremă de ce mă fac că mă gândesc doar la el. Este vorba și despre energia ta, despre a te simți tu în putere cu energia mare, că poți să te concentrezi și la altceva chiar dacă te gândești la el. Și ce dacă acum te gândești la el? Și ce dacă e singură? Și ce dacă n-a funcționat? Și ce dacă a dispărut? Citește, bea cafea,
plimbă-te, mănâncă ceva bun, distrează-te, ieși cu prietenii, urmează-ți hobby-urile, stai cu tine, simte-te bine, fii tu singură cu tine, să nu-ți fie frică să fii singură și cu aceste gânduri pe care le ai la el. Cunoaște-te, nu se poate întâmpla nimic rău atunci când ești singură și cu gândurile tale către el. Este un moment de evoluție pentru tine. Este ok să simți ce simți pentru el, însă nu te mai lăsa distrasă de el. Energia ta, în schimb, să o folosești pentru tine și pentru drumul tău în viață, pe a merge mai departe. Important este să te ridici și să mergi mai departe, să nu stai în această energie mică, cocârșită, copleșită de gândurile tale către el. Să nu te oprești, să nu te lași distrasă de aceste gânduri și să nu te mai conducă gândurile despre el. Să ai alt focus în paralel cu aceste gânduri, să-ți faci un nou focus și să nu aștepți să treacă de la sine. În momentul în care primești un șut, tu mergi înainte, o iei înainte, adică trebuie să o iei ca pe o chestie de a merge înainte. Va trece în timp obsesia pentru acest bărbat, tocmai pentru că tu mergi mai departe și că tu spui gândurile către altceva și faci tu ceva. Nu e ceva îngrozitor să te gândești la el. Și ce dacă a dispărut? Lucrurile neprevăzute în viață și neplăcute se întâmplă la tot pasul. Nu mă opresc și nu mă împiedic de un lucru neprevăzut și neplăcut. Este și atât, nu-i dau nicio conotație. Este ceva neplăcut, dar nu îngrozitor. Accept ce mi s-a întâmplat, că este important să accept. Acceptarea este dureroasă, într-adevăr. Este dureros să accept că un bărbat a dispărut, se întâmplă, însă nu mă opresc în loc pentru asta. Și merg mai departe cu încredere și cu curaj că viața o să-mi aducă la momentul potrivit ceva bun, dar faptul că eu merg mai departe mă ajut să mă îndrept către ceva bun. Și îmi pun atenția către ce face parte din viața mea acum, care este disponibil pentru mine, către ce se simte bine pentru mine, pasiuni, hobby-uri, plimbări, citit, sport, meditație. Cum ar fi să începi să te gândești că poți fi capabilă să fii fericită chiar dacă te gândești la el? Cum ar fi să ai această perspectivă, să poți să simți aceste emoții intense, dar în același timp să-ți focusezi mintea, gândurile, energia la ceva hrănitor pentru tine, care este despre tine și despre viața ta? Cum ar fi să-ți vezi de viața ta chiar dacă ai gândurile la el? Poți acum să spui că chiar dacă în acest moment mă simt atașată de acest bărbat și mă gândesc obsesiv la el, treaba mea este să-mi iau energia de la el, să mă hrănesc cu mine, pe mine cu iubire, să merg mai departe, să am compasiune față de mine, îmi pare rău, mă iau în brațe, of, îmi spun, îmi pare rău că am trecut prin această experiență neplăcută, să am compasiune, să fiu blândă cu mine și să-mi spun, acest bărbat nu m-a meritat, n-a fost potrivit pentru mine, nu-mi trebuie, mă mângâi cu compasiune, mă iau în brațe, mă îmbărbătez, îmi spun că îmi pare rău că trec prin dezamăgire și merg mai departe. Am încredere că iubirea mă iubește. Am încredere că iubirea perseverează. Deci iubirea perseverează întotdeauna. Iubirea reușește mereu. Iubirea are tărie pentru că iubirea vibrează și nu este despre o acțiune să faci ceva anume, este doar să pătrunzi și să atingi tu această experiență cu energia iubirii, cu energia încrederii. E vorba de tărie emoțională aici și în același timp blândețe. Esența unui parfum are tărie, dar și gingășia mirosului, acela care se pătrunde în toată ființa ta. Vreau să te lași inundată de această energie a puterii, a iubirii, de a merge mai departe. Și nu e hocus pocus sau magie. Este vorba de cum îți folosești tu energia, pentru că este vorba de energia ta mare, de putere, de tărie și de încredere și de compasiune în același timp, să te gestionezi pe tine cu focus, cu tărie și încredere. Te vei simți mult mai bine. Este despre a accepta ce se întâmplă acum și a îmbrățișa lucrurile într-un mod feminin, din energie feminină. Este despre tărie, putere interioară și blândețe. Cum ar fi să te simți liberă, chiar dacă te gândești la el, să poți să faci și alte lucruri care te fac fericită, chiar dacă te invadează gândurile la el. Imaginează-ți cum ar fi să te gândești la el când te duci la culcare, să fii ok că te gândești la el, că nu e ceva îngrozitor.
să visezi despre ce ar fi putut fi între voi dacă el nu dispărea și în același timp să mergi mai departe, să nu spui viața pe hold și să intri în tragedie și victimă că, aoleu, de ce s-a întâmplat așa, de ce a dispărut. În momentul în care tu atingi totul cu iubire, cu tărie și cu putere, mergi pe spirală. Haosul este o scară, este o spirală și important e ce fac. Dacă mă duc în jos, să cad în haos sau să merg și să o iau în sus crescător, să urc pe scara și pe spirala emoțională. Modul acesta de a fi te poate ajuta. Este un mod de a fi cu tărie, cu iubire și compasiune feminin, să-ți accesezi această energie puternic feminină. Acest mod de a fi din energie puternic feminină te va ajuta să te vindeci de obsesie, să-ți crești energia și să fii pe spirala emoțională, nu în victimă. Așa vei reuși să treci de această experiență neplăcută, să mergi mai departe și să atragi un bărbat bun, iubitor, ca să nu trebuiască să mai treci prin această experiență neplăcută. De aceea programul meu de relații Fine Love te poate ajuta să accesezi acest mod de a fi constructiv cu o energie mare, puternic, feminină, care atrage un bărbat bun și nu o să mai treci prin o experiență atât de neplăcută. Toate detaliile despre programul meu Fine Love, despre cum poți să gestionezi momente neplăcute cu energie puternic feminină, le găsești pe site-ul meu, la secțiunea cursuri, cursul Fine Love, sau click în linkul de mai jos, iar acum la final amintește-ți mereu să nu-ți mai pui viața pe hold niciodată pentru un bărbat și să mergi mai departe. Eu îți mulțumesc că m-ai urmărit, like și share, poate știi pe cineva pe care poți să ajuți cu conținutul acestui videoclip. Mulțumesc și pe curând!